Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Vă șochează cazul Visarion Alexa? Dacă ar fi să vorbim cu titluri ca din presă, desigur e un mare șoc, pentru că te uiți la persoană și la imaginea sa. Dacă faceți un pas în spate însă și recapitulați ultimii ani, s-ar putea să vedeți că toate piesele erau acolo, pregătite pentru o astfel de dezvăluire. Nu au trecut câteva luni de când noi aici am vorbit de cazul Vioricăi Vodă. Și țineți minte cum a fost întâmpinată mărturia actriței, mărturia sa despre hărțuire sexuală, chiar de colegii de pe scenă și de o parte din sala de la premiile Gopo. Parcă se leagă, nu? Și aveți promisiunea mea că România în direct se va ocupa de astfel de cazuri până când vom mai face pași spre civilizație, pași spre o relație onestă cu femeile din România. Dar întâi faptele pentru cine nu le știe. Tribunalul București va hotărî în următoarele zile dacă îl arestează pe preotul Visarion Alexa, unul dintre cei mai cunoscuți prelați ai României. O minte luminată, echilibrată sau așa era percepută în spațiul public. Preotul Alexa era văzut poate chiar ca un liberal, un om cu valori și cuvinte europene. De asta poate mirarea e cu atât mai mare. Femeia care îl acuză le-a spus procurorilor că a fost atinsă în mod repetat de către preot și că asta s-ar fi petrecut în timpul spovedaniilor și în ciuda protestelor sale. După ce a depus plângere, poliția a instalat tehnică de supraveghere și au înregistrat interacțiunea dintre cei doi. O înregistrare prezentă în spațiul public, stenograme de fapt, îl arată pe preot folosind autoritatea sa de duhovnic pentru a atinge repetat, dar și pentru a o convinge să meargă mai departe și să nu se răzbune. Dacă este să te uiți în presa ultimilor ani, dacă este să asculți chiar această emisiune, vei vedea că practica asta a bărbaților cu putere e răspândită. Știm de profesori care fac lucrul acesta studentelor lor, aflăm de regizori care fac asta cu actrițele care joacă în piesele lor sau în filmele lor și de șefi care le propun subordonatelor astfel de relații. Și cumva, de fiecare dată, oamenii aceștia au susținătorii lor. Reacția inițială la acuzațiile aduse preotului Alexa a fost că acesta este un atac la biserică, că astea sunt lucruri despre care nu se vorbește, că nu e frumos, că e mai bine în societate să taci și să nu te faci de rușine. Ani buni în România, rușinea a fost purtată tot de femeia aflată într-o situație limită, nu de bărbatul cu putere. Dar lumea s-a schimbat și se vorbește din ce în ce mai des, iar programul acesta vă dă dreptul de a vorbi, pentru a progresa. Oricât de greu v-ar fi, vă invit să-mi povestiți întâmplările voastre, situațiile limită pe care le-ați trăit, ce ați văzut și ce v-au povestit alții, sau cum faceți să vă păziți pe voi sau fetele voastre de astfel de întâmplări. 0372069599. Este cazul preotului Alexa unul izolat? Cât de răspândite sunt astfel de practici în România? Cum abuzează bărbații din poziție de forță femeile cu care colaborează? Cum vă protejați de astfel de practici? Încă o dată, telefonul 0372069599. Această emisiune este și pe Facebook și putem începe acum emisiunea. Salutare! Vasile este primul care a sunat. Da. Alo, bună ziua! Bună ziua! Mă bucur că am reușit să intru în direct. Vreau să vă spun că poate par părtinitor, deoarece sunt preot, dar dacă la examenele noastre de la teologie ar fi și niște examene psihologice, vă spun eu, ca unul din interiorul sistemului, că jumătate dintre cei chestionați nu ar corespunde, din multe puncte de vedere. Eu îi încurajez pe cei care cunosc astfel de cazuri să nu se ascundă și să nu le fie frică. Pentru că tot în presă s-a mai aflat dățile trecute de astfel de cazuri. Nu le mai spun pe nume, că se știu el. Acolo a dus frica și teama de a spune adevărul. Și din păcate, mai marii noștri
hai să folosesc un termen blând, îngăduie, ca să nu zic încurajează manifestări. Mai marii noștri ai cui? Ai bisericii? Exact, exact. Adică, da. Pentru că altfel nu s-ar putea ajunge în astfel de funcții. Astfel de oameni n-ar putea ajunge în astfel de funcții, dacă n-ar fi îngăduiți. Adică spuneți că, de exemplu, despre un astfel de caz s-ar fi știut mai de mult? Este la bază însăși relația duhovnic-penitent. Iar duhovnicul, oricine ar fi el, n-are voie să încurajeze o astfel de manifestare. Dacă cel în cauză, acum, Părintele Visarion Alexa, ar fi fost atât de corect, cinstit, canonic, n-ar fi fost încurajat să facă acest gest de către duhovnicul său. I s-ar fi pus o piedică. Deci presupuneți, ca să înțeleg bine, că dumneavoastră vă referiți la o relație cu duhovnicul său. Eu vă întrebam despre relația cu mai mare din biserică, adică dacă e de presupus că șefii preotului Visarion Alexa, că la ei mă refer, ar fi știut de astfel de practici, dacă le tolerează. Eu bănuiesc că da. Bănuială întemeiată pe ce, dacă vreți să ne spuneți? Pe faptul că am fost coleg cu mulți dintre cei care au ajuns prin presă cazuri negative. Și cu alții, pe alții am cunoscut. Deci cu o parte din ei am fost coleg și pe alții am cunoscut. Adică și știu. Spuneți că e o practică răspândită asta? Nu spun că e o practică răspândită. Faptul că ies în presă câteva cazuri, când și când, arată că ele există. Și faptul că există se datorează, în primul rând, unei atitudini de non-combat al celor care ar trebui să ia decizii în privința unor astfel de oameni, unor astfel de manifestări. Mm-hmm. Am înțeles. Deci biserica asta află mai repede, dar... Exact. Îngăduie. Da? Îngăduie. Foarte interesant de știut asta. Și ce mai îngăduie mările lor din biserică, preasfințirile lor? Ei, acum, ce mai îngăduie, vedeți și dumneavoastră, presa și mai văd și oamenii de rând. Cert este că trebuie luat o atitudine de toți, adică și enoriașii care întâlnesc astfel de cazuri, și dumneavoastră, mass media, iar astfel de oameni, indiferent din ce medii provin, nu trebuie încurajați deloc. Fie că sunt preoți, fie că sunt din alte medii cu influență și pot decide în privința subordonaților, astfel de lucruri nu. Să spunem că biserica, mulțumesc tare mult, Vasile, biserica, patriarhia a avut o reacție rapidă, poziția bisericii, poziția creștină este în mod natural și subînțeles favorabilă celui vulnerabil și oricărei persoane care va ajunge să fie victima unui abuz de orice fel, zice purtătorul de cuvânt al bisericii, domnul Bănescu, dar continuă spunând așa, biserica este în același timp și spațiul moralmente terapeutic de îndreptare prin pocăință sinceră a absolut oricui. Sensul ultim al credinței în Dumnezeu este reorientarea noastră lăuntrică spre lumina întrupată într-o lume întunecată de păcat. Asta zice, v-am citat mai mult, că e mai complex răspunsul ăsta, nu pare o delimitare foarte clară de ceea ce s-a întâmplat acolo. 0372069599. Sunt practicile astea răspândite nu numai în biserică, căci astăzi nu e o discuție musai legată de biserică, ci la locul de muncă, în școli, în universități. Ce știți? Ce ne povestiți despre asta? Emilian, salutare! Bine ai venit la România Direct. Bună ziua! Bine v-am găsit și scurt de tot, mi se pare normal să analizăm lucrurile simple. Înainte de 89 eram bolnav de frică, acum după 89 suntem bolnav de curaj și ar fi cazul să ne îndreptăm cu toții. Îmi pare rău sincer pentru că să probabil să dorești o discreditare a Bisericii Ortodoxe. Sunt cazuri care imediat ies în față. Părerea mea este că noi trebuie să redevenim aceiași care am fost întotdeauna, noi românii. Dar de ce e o discreditare a Bisericii Ortodoxe? Pentru că sunt probabil anumite interese și... Ce interese?
interese financiare, interese politice. Explicați-mi mai mult. Care e interesul financiar în cazul preotului Visarion Alexa? Păi, vă dați seama, adică să dorește orice ar fi, să dorește în primul rând acea lucrare a necuratului, cum se spune, de bani. A cine fost și cu celălalt preot Cântăreț, care a fost și cu toți, iar oamenii în vârstă, inclusiv mama mea care are 83 de ani, nu știe ce să mai creadă, pentru că sunt anumite situații foarte simple. Și pot să vă dau un exemplu concret. Acum câțiva ani de zile, nu pot să spun preot, i-a spus, cui lăsați mământul că nu mai aveți mult? Vă dați seama, nu neapărat că am făcut eu sport, venea să-l mănânc, nu alta. Pentru că era vorba numai de bani. Bani. Iar acum, în parohie, este un preot foarte tânăr și care își face datoria 100%. Deci vedeți că toate se schimbă, tot iese la iveală, dar nu știu și nu am dreptul să analizez și să condamn pe nimeni, sunt cei abilitați, dar v-am spus și vă repet, noi ca oameni trebuie să ne schimbăm, noi românii, în pozitiv, în sensul bun al cuvântului. Nu vedeți că e o schimbare, că oamenii au început să vorbească? Da, e corect, corect. O schimbare prin natura la ceea ce fac, îndemn și copii, unde fac sport și copii, și băieții și fetele, să fie așa cum am fost și suntem noi crescuți cu acel bun simț și cu curajul și demnitatea de a spune numai și numai adevărul. Păi uite, aici avem o doamnă care, din punctul meu de vedere, așa vedem acum din stenogramă că a spus adevărul. Hai să vă citesc. Zice ea, ca și preot m-ați atins sau ca prieten? Zice el, ca prieten. Dar că s-a întâmplat într-un loc sfânt, nu te stresa, sfânt e tot universul, e făcut de Dumnezeu. Vreau să știu treaba cu dicționarul, spune ea, și explicațiile. Corpul meu s-a simțit ca la inventar. Mâinile dumneavoastră pe pielea feselor mele, pe abdomen, pe sân, pe partea intimă. Deci, vi se pare curajoasă sau vi se pare discreditare? Nu, mi se pare foarte curajoasă. Aha. Pentru că lucrurile sfinte, știți cum e, lucrurile sfinte și bine definite, mi se pare normal să fie acolo, iar persoana respectivă a avut un mare curaj să spună, deși a lăsat un pic, după câte am înțeles, 3 luni de zile, probabil și din cauza acelei frici care încă domină poporul român de la toate nivelurile. E bună observația asta. România în direct. Cătălin Striblea la Europa FM. Frică, singurătate, spaimă, cui să te adresezi? O fi bine, o fi rău ceea ce fac? Dacă deschideți ziarul Libertatea de astăzi, veți vedea o doamnă procuror care și-a cerut scuze unei adolescente de 17 ani pentru că nimeni din parchetele României nu a crezut-o când a spus că a fost violată repetat de tatăl său vitreg. A depus plângere, nu s-a întâmplat nimic, a trebuit să vină această procuroare tânără, Alexandra Tomescu, cred că o cheamă, de 36 de ani, ca să-i spună unei adolescente, eu voi rezolva cazul tău. Poate de asta i-a luat acestei femei 3 luni ca să depună plângere, pentru că e și de asta. Bă, dar cine o să mă ajute? Nu cumva îmi pun toată lumea în cap? Diana, salutare, bine ai venit la România în direct. Bună ziua, mă auziți? Te ascultăm. Diana mă numesc, sunt din Timișoara. Am reușit parțial să ascult vorbitorii dinaintea mea. Eu am sunat cu un alt gând, acum să vedem să nu fiu înțeleasă greșit. În primul rând, aș vrea să spun că apreciez persoana care a făcut gestul acesta și a reușit totuși să nu ascundă, să spună lucrurilor pe nume. Și da, sunt femeie, am și eu câteva experiențe în trecut, dar nu așa, însă pot să spun cu elemente care mi-au dat de înțeles că nu trebuie să mă apropii mai mult, adică pur și simplu să mă îndepărtez de persoane care au astfel de abordări. Acum depinde și, nu știu, de experiența pe care o ai ca femeie. În speță, aici să înțeleg că discuția s-a extins. Nu este vorba doar de abordarea unui preot. Nu, desigur că nu. General, de abordările bărbaților din jur. Și dacă suntem atente, putem să vedem destule abordări de genul acesta. Dă-ne exemplu ca să înțeleagă lumea așa. Cu ce încep? Ele încep cu ceva. De exemplu, există bărbați căsătoriți care
vă dau un exemplu. Încep să vorbească despre soțiile lor la modul că nu se mai înțeleg, nu ce să facă, dar în același timp îți spun ție ca femeie. Asta, dacă, deci tu da, când auzi un asta... Un meu ar fi, dacă un bărbat vine spre tine și tu nu-l cunoști și nu ești, cum să vă spun, nu ești prietenă de o viață, prietenă la cataramă, dar inclusiv și dacă îl cunoști, îl abordez în felul următor. Ori îi recomand terapia, ori depinde cât e de credincios. Le-am recomandat și un duhovnic, dacă e în zona aceasta. Dar ți s-a întâmplat... Spună ție ca femeie că soția lui e cumva sau altcumva sau cum ar veni în sub formă de bârfă. Nu. Dar ți s-a întâmplat în mod direct să... Da, nu s-a întâmplat în mod direct lucrul acesta. Acesta s-a pe care... și acesta pe care n-am redat acum. Ok. Încă o dată, nu generalizați. Lucrurile astea sunt însoțite de anumite semnale pe care ți le dă. Și atunci poți să observi că poate mai vrea și altceva de la tine decât să se plângă. Adică intuiția îți spune, nu știu cum să spun, este un cumul de factori. E răspândit? Care... Adică... E răspândit, da. Spre exemplu, încă o dată nu se încurcă amicile, aluzii, ele pot rămâne aluzii, pot rămâne la un anumit nivel dacă tu nu permiți. Dar aici este vorba de un preot. Și eu am sunat, de fapt, cum v-am spus, cu un al doilea gând. Da, sunt foarte multe cazuri de genul acesta. Și e bine că sunt vin spre presă, însă sunt înconjurată de bărbați în jurul meu, câțiva din familie și ceva prieteni cunoscuți, care vorbesc foarte urât despre preoți, în general. Adică, ce se întâmplă în societate? Luăm un astfel de caz și facem din el un mare tamtam. Adică e un caz negativ, înțeleg, e un exemplu negativ, dar de ce nu luăm și exemplele pozitive? Da, îmi pare rău că mi-e greu să fac o dezbatere. Preoților. Da, vedeți, nu este ca și unui copil sau unor copii sau unei clase, spre exemplu. Dacă le spui doar ce nu e bine, eu sunt profesor, dacă le spui doar ce nu e bine, dacă le faci observații într-una și nu le spui că au și nu o grămadă de calități și că au și o grămadă de lucruri pozitive, nu poți să spui doar ce e negativ. Ce se întâmplă? Eu înțeleg argumentul tău, dar... E un argument foarte solid. Am în jurul meu bărbați, încă o dată repet, care vorbesc foarte urât despre preoți. Da, sunt convins. În general, în societatea asta vorbim urât unii despre alții. Îți înțeleg punctul de vedere. De ce doar lucrurile acestea, adică lucrurile negative, capătă o anvergură extraordinar de mare când există printre preoți oameni extraordinari. Când oamenii calcă pe delături, lumea va vorbi. Dar tu cum ai gestiona? Tu ce faci? Dacă la tine în școală se întâmplă chestiunea asta, ai parte de un abuz, ce faci? Îi lauzi pe ceilalți? Nu vorbești despre abuzul ăla? Nu. Lucrurile acestea trebuie abordate, trebuie, adică, inclusiv... Ai văzut? Ți-ai dat singură răspuns. Da, mi-am dat singură răspuns. Numai că eu asta aici vreau să atrag atenția, că se dă primul interlocutor care a fost preot, este preot, am auzit ce a spus, că într-adevăr trebuie testați psihologic, așa este. Bun, mulțumesc tare mult, Diana, pentru punctul tău de vedere. Cred că această emisiune este destul de echilibrată spre a spune că există și fapte bune și fapte rele. Ce să facem dacă de multe ori societatea este construită din fapte rele? Cum o să aduc la vedere toate lucrurile astea despre care vorbim? Uite, o faptă bună, săvârșită de un tribunal CEDO, dacă nu mă înșel, am aici între foi, recent, da, o româncă și-a câștigat dreptatea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului într-un proces de hărțuire sexuală și ea e femeie de serviciu. A primit dreptate de la judecătorii europeni pentru că nicio instanță din România nu i-a tratat cazul în mod corect. Da? Atenție! Nicio instanță din România nu i-a făcut dreptate. Și de mai multe ori, șeful ei i-a cerut să facă sex cu el
l-a refuzat în mod constant. A început să ia o serie de măsuri care să-i creeze disconfort. Încerca să o dezbrace când o găsea singură. Îi spunea să stea locul, i-a devenit insistent, agresiv. A început să-l evite ca să nu-și piardă locul de muncă și refuza să îi recunoască drepturile de muncă. Astea sunt toate constatate într-o decizie CEDO. Avem și un număr de WhatsApp, 0728-3132, puteți să dați mesaje și acolo. Culmea e că în România, de fapt, victima e acuzată, sigur a făcut ea ceva, sigur i s-a înșenat, pe când agresorului se găsesc scuze. Unde suntem? La Vasile. Un alt Vasile, cred. Salutare! Numai că nu sunt preot. Ok. Nu sunt preot, sunt Vasile și atât. În situația asta, eu am o părere cumva diferită. Mi s-a părut într-adevăr interesant faptul că preotul Vasile a spus că dacă s-ar da psihologicul, jumătate din preoți n-ar mai fi preoți. Mă îndoiesc, pentru că ce se întâmplă? Și medicii, cei care fac examenul psihologic, uitați-vă un pic cum se dau examene psihologice la conducerea auto. Deci te duci, stai 5 minute și ai plecat. Deci nu are nicio relevanță. De asta avem atâtea cazuri cu teribiliști din ăștia care depind de droguri și au permis de conducere. Dar să revenim la faza asta. Deci în situația asta, părerea mea este că acea doamnă nu este o doamnă și nici preotul nu este preot. Care doamnă? Femeia, nu e doamnă? Doamna aceea, doamna care a făcut plângerea. Deci femeia aceea avea la îndemână o modalitate extraordinar de simplă să se degajeze din această relație toxică, pentru că relația ei nu este de astăzi, de ieri. Deci de ani de zile a mers acolo ca la Rasputin. Deci ăsta e, iar preotul nu este preot. Ăsta dacă, uitați, eu nici n-am știut de el, dar am văzut poza lui și am zis că era mai bun în rolul răspopitului din Haiducii. Dar nu judecați oamenii după înfățișare. Dar eu sunt curios, de ce ziceți că doamna respectivă, stați o secundă, că e exact ce ziceam mai înainte, a făcut și femeia ceva, nu? Adică avea și ea o vină. Nu știu dacă a făcut sau nu. Dar gândiți-vă că vorbim despre spovedanie, care este unul din momentele definitorii în viața unui om. Deci eu cunosc un călugăr care se pregătește o săptămână înainte de a începe să facă spovedaniile. Deci, cum să vă spun, ăsta nu-i preot, iar ea putea să se degajeze. Deci relația dintre ea și duhovnic se putea întrerupe în secunda 2, pentru că am înțeles că s-a repetat abuzul. Da? Deci eu nu am nimic, nu-l apăr deloc pe preot. El este un vânător și, cum să vă spun, asta se întâmplă în general în societatea românească. Și el nu este singurul preot care a procedat așa. Sunt destui preoți care folosesc influența pe care o au asupra femeilor ca să măcar să se bucure la ce aud, dacă nu pot să intre mai adânc în viața lor intimă. Deci nu este singurul, cazurile sunt multe, iar ea este figura clasică de femeie care a avut și alte așteptări. Eu sunt convins că ea n-a spus tot adevărul. Aici nu s-a spus tot adevărul. Nu știu cum puteți să o judecați. Eu mă uit la mai multe cazuri, îmi dau seama de-a lungul timpului că există jenă, rușine, că legăturile astea sunt greu de distrus. Am 64 de ani. De la 17 ani, viața, deci atunci când doi oameni consimt verbal, dar nu verbal, să spunem mental, că pot să meargă până la capăt, unul din ei trebuie să facă primele gesturi. Deci aici femeia putea să spună punct aici. Deci, cred stop, că orice doamnă v-ar putea contrazice, da. Putem? Eu cred că orice doamnă v-ar putea contrazice la ce spuneți acum. Chiar sunt curios. Că este exact acolo. Vreau să vă spun că în experiența mea de ani de zile, în general, toate, primul gest a fost cumva refuzat de o femeie. Dar femeia asta sigur n-a vrut să meargă până la capăt, dar
nu știu cum să spun, nu în faza aceea, când avea aparatele pe ea. Da, deci, înțeleg la ce vă referiți. Da, înțeleg la ce vă referiți, dar eu nu-mi permit o astfel, nu-mi permit o astfel de judecată, pentru că exact așa cum spuneți, mulțumesc tare mult, nu deținem tot adevărul. Înțeleg că avem un preot la telefon, Tudor, salutare. Salutare. Mulțumesc. Georgian este numele meu, sunt preot și profesor de religie. Ok, ok, primisem al nume, îmi cer scuze. Da. Georgian, da. Ok, Georgian, te ascultăm. Ce au zis antevorbitorii dumneavoastră este foarte adevărat, numai că noi trebuie să fim un pic atenți la cuvintele pe care le folosim. Dumneavoastră a spus că întrebarea este despre preotul Visarion Alexa și dacă în România sunt astfel de cazuri. Participarea la taina spovedanie este benevolă. Eu nu acuz nici pe doamnă, nici pe părinte. Să te duci acolo, te duci de bună voie. Ce faci în continuare e ține de o eleganță și dintr-o parte și din alta. Am fetiță, are 9 ani, am băiat, are 12 ani. Este clar că și om, și preot, polițist, director, ești om. Și trebuie să ai o anumită eleganță. În cazul de față, ne antepronunțăm înainte ca legea, procurorii, să hotărască dacă e sau nu e așa. Ne antepronunțăm cine? Da, da, ca da. Societate sau ca ce? Aici, la radio, încercăm să judecăm un om înainte ca el să fie judecat. Dar creștinul eu nu l-am judecat deloc pe domnul Alexa. Dar noi ceilalți de la radio care vorbim sunăm judecat. Eu v-am invitat să ne spuneți dacă în România de astăzi, nu neapărat la taina spovedaniei, se mai întâmplă astfel de lucruri. Un alt preot, coleg de-al dumneavoastră, ne-a spus că, domnule, se întâmplă cazuri de astea în biserică și că știute, dar iarăși n-am judecat pe nimeni aici. Eu vă întreb pe dumneavoastră acum. Aveți o fetiță de 9 ani. Ce învățați din punctul ăsta de vedere? Că atunci când te află într-o astfel de situație, trebuie să adreseze familiei și împreună cu familia, copilul meu fiind copil, organelor de abilitate. Ok, corect. Și când va fi mai mare, că o pregătim pentru viață, nu? Adică vin niște momente în care poate ca adultă, tânără, de asemenea, va fi... să se prezinte organelor de abilitate. Okay. Dar tot dumneavoastră a spus aici că o femeie de serviciu trebuie să ajungă la CEDO, pentru că organele de abilitate nu-și fac treaba. Corect, corect. Tocmai asta e problema. În ceea ce înseamnă preoția, preot fiind, n-am găsit, de când sunt preot de 12 ani, niciun preot care să facă lucrul acesta, iar în ce înseamnă perioadele mai noi ale preoției, când se dă capacitate preoțească, se dă un test psihologic înainte și dacă treci acest test psihologic, ești invitat să dai și examenul scris. Dacă vine o credincioasă la dumneavoastră, părinte, și zice că a trecut prin necazul ăsta, ce îi spuneți, ce faceți? Dacă a trecut prin necazul ăsta, clar că am să o îndemn să se adreseze organul de abilitate. Dar aici vorbim de taina spovedaniei, la care te duci benevol. Da, 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 nimeni nu... Nu e nimeni obligat. Nu e nimeni obligat să se ducă. Dar ce vrea, că ați mai spus asta? Ce vreți să spuneți cu asta? Că nu mi-e clar. Păi a spus preotul Visarion Alexa, cel mai titrat, sunt mulți alții mai titrat. Da, duhovnicul. L-a spovedit s-a întâmplat lucrul acesta. Ok, da. Deci asta este ideea. L-a spovedit, te duci de bunăvoie și te ales duhovnicul de bunăvoie. Iar duhovnicul are datoria de a fi alături în necazurile tale. Sunt atâția preoți care salvează atâția oameni. Adică ce vreți să spuneți? Ce vreți să spuneți e că dacă s-ar fi întâmplat ceva rău acolo, ea nu s-ar fi dus la el în continuare. Asta încercați să-mi spuneți? Așa, n-ar mai fi trebuit să meargă și să ducă să reclame din prima secundă în care s-a întâmplat lucrul acesta. Ok, ok, ok. Înțeleg, înțeleg ce spuneți. Adică voi eu asculta... la taina spovedaniei da? Stau pe scaun, omul stă pe scaun lângă mine la un metru și discutăm. Dar asta dintr-o eleganță. Nu pot să stau nici eu, nici el în genunchi două da, ore, înțeles. 5 ore, 7 ore. Da, ăsta e tot un fel de a da vina pe ea. Da, nu dă vina, Doamne ferește. Că nu s-a dus de prima dată, asta spuneți. Că nu s-a dus de prima dată și că aici oriunde, are parte și oriunde, și la muncă, și oriunde ești. Doamne, din prima lucru trebuie să oprească acolo.
O să lămurim pe parcursul procesului. Aici eu vorbesc despre... Dar noi suntem deja judecători dinainte. Da, nu judecăm nimeni. Judecă acum tribunalul dacă îl arestează sau nu. Vedem ce e acolo. Vedem. Încă ne uităm. După sigur că plecăm. Se administrează probe, aceea e judecata. E doar o stabilire. Judecata sigur. Nu se face la momentul la care se decide arestarea. Da, sigur, n-am spus asta. Se administrează niște probe și în vederea arestării, dacă sunt. După exact. Care se va judeca acest proces, cel mai probabil se va judeca. Dar noi am judecat clima. Deja. Noi am judecat deja. Păi, aici e exagerat. Femeia... Nu, eu vă întreb astăzi despre relația dintre bărbați și femei. Nu-l judec pe omul ăsta, trebuie nu-l judec. Trebuie foarte multă educație aici. A, păi e despre asta. A, să fie exact. Cap femeii și să viețuiască pe voia lui Dumnezeu. Nici de cum să pună femeia care ce este... Ce înseamnă părinte să-i fie cap femeii? Hai că m-ați făcut curios. Ce înseamnă? Pentru da. Mine înseamnă soția mea, înseamnă împărăteasa mea și eu pentru ea sper că o să mai însemn așa. Împăratul ei. Asta înseamnă. Nici de cum altceva. Nici de cum relație nu, de... Da, acea... Acum ați spus, da, ați spus așa, ce bărbatul trebuie... A, nici de cum relație da. De subordonare. Ok, exact. Bine. Hai că măcar nu am murit. Femeia bine. E din coasta lui Adam ca să fie jumătatea lui. Mulțumesc tare mult de mesaj. Spune cineva în mesaje, dacă stați să vă puțin să vă gândiți, în toată istoria omenirii, pe ce piedestal a fost pusă femeia timp de mii de ani? Veți realiza că aceste cazuri sunt foarte dese. E greu să ne purtăm altfel cu femeia decât am fost învățați. Eu unul am crescut într-o familie creștină în care femeia trebuia să tacă în fața bărbatului. Inclusiv în creștinism, femeia este inferioară bărbatului. Nu mai vorbim de sutele de ani în care femeia a fost obiect sexual pentru bărbat. Da. România în direct la Europa FM. Ines, bine ai venit la noi, salutare. Bună ziua, mă auziți? Da, te ascultăm. M-auziți? Te ascultăm. Ok. Ce ați spus mai înainte cu miile de ani... N-am spus eu. Am citit mesajul. Da. Mi s-a părut destul de comic pentru că există societăți în Africa în care femeia sunt conduse de femei și s-a observat prin studii că acele societăți sunt mult mai, cum să spun, funcționează foarte bine, deoarece o cultură feminină duce mai mult spre înțelegere decât o cultură masculină spre competiție. Îmi cer scuze, am emoții, este prima dată când intru în direct. Asta apreciez foarte tare. În primul rând că există un progres în România și este foarte bine că se întâmplă lucrul ăsta. Aș vrea să îl menționez. Există un progres și prin faptul că George Buhnici a primit o amendă pentru ceea ce a spus. Există un progres și prin toate activitățile pe care le desfășoară, de exemplu, în București, Centrul Firia. Se ocupă tocmai cu a ajuta femeile să obțină drepturile pe care nu le primește la stat. Există și o asociație în Iași, se numește Absorbante pentru Toate, ca să strângă produse de igienă feminină pentru persoanele fără adăpost. Există marșuri, va fi un marș pe 22 octombrie, există proteste și apreciez foarte mult lucrul ăsta. Însă există, ți-ați spus și dumneavoastră și ați observat din telefoanele pe care le-ați primit până acum, atitudinea asta de blamare a victimei. O blamare indirectă, mascată, că de fapt nu este vina ei, dar de fapt ar fi putut să facă altfel. Este tot blamarea victimei și face parte tot din miturile pe care foarte mulți oameni în România am observat că le acceptă. Miturile despre viol, miturile despre agresiune sexuală. Există, nu ești, ești singura care are ideea asta. Uite, gând la gând, un mesaj de pe WhatsApp care zice așa, la 0728-3132, mă stresează emisiunea asta deja. Întotdeauna femeia e de vină. Mentalitatea asta nu se mai schimbă nici în următorii 30 de ani. Să știți că este foarte dificil pentru că mentalitatea asta există nu doar la noi. Am studiat, am absolvit facultatea de psihologie și am studiat chiar mărturiile mincinoase la un curs. Am citit un articol în care au fost studiați părerea polițiștilor despre câte femei ar spune adevărul în cazul unui viol. Mulți dintre ei au crezut la nivel statistic că mai multe mărturii ar fi mincinoase decât ar fi. Da, există mărturii mincinoase, însă
nu trebuie privite toate cazurile de agresiune sexuală și de viol cu scepticism din prima. Și pe lângă asta, procesul de a, cum să spun, și la nivelul societății, și la nivelul efectiv al actului medical de a, cum se spune în română, de a se vedea că este adevărat, știți? Este foarte dificil pentru femeile puse în situația asta și există stigma asta și vin din nou miturile că poate ar fi făcut ceva, poate s-a îmbrăcat nu știu cum, poate putea să plece. Însă este un șoc foarte mare atunci când te duci la preot în care ai încredere și faci gesturi de genul ăsta, parcă nu ți vine să le accepti tu cu tine. Ar trebui discutate lucrurile astea și înțeles cum se simte o persoană când este trădată în felul acesta. Parcă nu ți vine să crezi că ar fi putut face așa ceva și totuși te duci a doua oară gândindu-te că poate ți s-a părut, poate nu a fost, pentru că genul ăsta de agresori sunt și foarte buni manipulatori și reușesc să te facă să crezi că de fapt din vina ta s-au întâmplat lucrurile astea. Poate că te mai ascultă Georgian. Nu ai provocat. Poate că te mai ascultă Georgian, preotul care ne-a sunat mai devreme. Poate te mai ascultă el ca să vadă explicația și poate și bărbații care au vorbit înainte. Voiam să mai spun că femeile în general și fetele sunt învățate să se ferească de oamenii răi de pe stradă, de bărbații care pot să le atace pe stradă. Însă nu am fost și nu cred că suntem toate învățate să ne sperim de bărbații apropiați de noi care pot să ne facă rău, de părinți. Nu părinți, v-am spus preoți, mă gândeam la părinte, preoți, de profesori, de chiar și în cele mai groaznice cazuri de familie. Trebuie ți să știm chiar că un om apropiat... Ție ți s-a întâmplat vreodată? Nu, mie nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Mi s-a întâmplat să mi se facă comentarii nepotrivite de către, de exemplu, un instructor auto. Știți, sunt cazuri de genul ăsta și sunt așa, parcă nici nu ești așa, nu știi cum să reacționezi pentru că nu te aștepți de la persoana în care ar trebui să ai încredere, nu? Care ar trebui să te înveți ceva, să te ajuți în viață. Mulțumesc pentru mesajul tău. Cineva spune așa pe WhatsApp: sunt studentă și mi-amintesc că în timpul liceului aveam un profesor care abuza elevele. În cele din urmă a ajuns și media cazului, iar doamna director de atunci l-a păra ca să salveze imaginea liceului. Cum s-a terminat? A fost în concediu și când s-a întors, totul părea uitat. Și în ziua de astăzi, dumnealui este profesor. Oana, Marius, știu că sunteți pe fir, această emisiune se prelungește. Mulțumesc pentru telefoanele și reacțiile voastre la 0372-069599. Sărim un pic de ora 14, luăm publicitate acum și ne întoarcem în 2 minute. România în direct la Europa FM.
România în direct la Europa FM. Salut, Cătălin, sunt Alexandru. Mi-amintesc că aveam 15-16 ani și am mers la spovedanie înainte de Paști în Slatina. Pe timpul spovedaniei, preotul mi-a spus să-mi dau pantalonii jos pentru a mă stropi cu apă în zona intimă. Din pricina emoțiilor l-am ascultat. După aceea am ieșit acolo, de acolo în viteză, șocat de cele întâmplate. Nu am avut curaj să le povestesc părinților. Acum câțiva ani am auzit că preotul a fost prins de poliție pentru astfel de abuzuri săvârșite. Altcineva. În clasa 12-a urma să termin un colegiu militar, iar înainte de a pleca din liceu, un subofițer responsabil de anul nostru m-a chemat în cancelarie pentru a-mi face avansuri. Eram doar eu și el în acel spațiu. S-a postat în spatele meu cu mâinile pe umeri, mi-atingea corpul cu corpul lui, îmi vorbea languros. Nu am spus decât unei persoane despre această experiență, dar era o relație de putere în care el îmi era superior, iar eu, la aproape 19 ani, nu am putut spune nimic. Astea sunt mesajele pe care le primim astăzi. 0372069599. Oana e la telefon. Salutare! Bună ziua! Bună ziua! Am auzit intro și mi-a atras atenția întrebarea legată de copiii noștri. Ce facem noi cu copiii noștri? Cum îi educăm? Uite, tocmai ți-am citat două cazuri de copii care aveau adolescenți care s-au trezit în situația asta și nu au știut ce să facă și cum să facă. Exact. Este foarte dureros pentru mine când vorbim despre femei abuzate, despre copii abuzați și despre bătrâni abuzați. Să răspund ce fac eu în momentul ăsta. Eu am o fetită de 3 ani și un băiețel de 6 ani. Sau vrei să mă întrebi altceva? Sunt mici, nu. Sunt mici. Mă gândeam cum te pregătești, că va trebui să le vorbești despre asta, să-i păzești cumva. Da. Mă pregătesc și mă aflu chiar într-un grup de mame educate, unde chiar zilele trecute am urmărit un curs de educație sexuală, pentru că educația sexuală și abuzul sexual este ceva ce am trăit și eu și ceva ce vreau să le predau copiilor mei, vreau să-i pregătesc și pe băiețel și pe fetiță. Și deși ai mei sunt mici, există educație sexuală începând cu vârsta de 2 anișori, de când încep ei să vorbească și începe cu a folosi denumirile corecte pentru organele genitale. Vorbim aici de vulvă și de penis și vorbim de a nu folosi păsărică, cuculeț și alte păsărele zburătoare, pentru că acestea înțeleg că au creat confuzie în mințile noastre. Să le spunem oamenilor că acele ore de educație sexuală nu înseamnă neapărat o învățătură despre cum să faci sex, ci chiar să te și păzești când cineva vine la tine și face lucrurile pe care tocmai le-am descris astăzi. Da, pentru vârste mici vorbim de atingeri potrivite și atingeri nepotrivite. Asta este educație sexuală. Vorbim mai târziu în adolescență despre consimțământ. Asta este educație sexuală. Despre folosirea termenilor corect, despre la ce să te aștepți din punct de vedere poluție nocturnă sau menstruație. Astea sunt lucruri care se întâmplă, chiar masturbare, începând cu vârsta de 4 ani. Astea sunt lucruri care, pe limba copiilor noștri, în funcție de vârsta lor, noi trebuie să vorbim sincer și deschis despre ele. Și nu este o invitație la hai să te masturbezi, hai să atingi un alt copil sau hai să atingi un alt adult. Nu este despre asta și îmi pare foarte rău. Ți se pare ciudat că în contextul actualelor revelații pe care le tot avem în ultimele luni, căci România educată a început să vorbească și capătă din ce în ce mai mult curaj, că există o opoziție tocmai la a învăța lucrurile astea? Încă o dată întrebarea, te rog. Ți se pare ciudat că există o opoziție la a învăța lucrurile astea? Opoziție. Extraordinar. Da. Mi se pare extraordinar că există o opoziție, mai ales din partea conducătorilor noștri de prin Parlament și Ministere. Și chiar mă gândeam înainte să intru în direct, oare de ce că și ei sunt oameni și ele sunt femei care sigur au avut parte de abuz sexual, care, știi, într-o limită mai mică sau mai mare, tot abuz se numește, chiar dacă doar se vorbește într-un fel, chiar dacă ești atins în anumite părți ale corpului și nu neapărat se întâmplă un act sexual. Oamenii ăștia care ne conduc au copii. De unde reticența asta când
nu pot să-mi dau seama de unde reticența asta a conducătorilor și a instituțiilor noastre pentru educație. Poate sexuală. Pentru că atunci când ai o funcție, de multe ori abuzezi și în sensul ăsta? Poate pentru că... Îmi este groază să accept și să cred că este adevărat. Am mai auzit varianta în care mai marii noștri sunt în mare parte sau într-o anumită parte sunt abuzatori. Nu aș vrea să cred că ai noștri conducători abuzează copii, abuzează minore și abuzează femeie. Ascultă un pic. Sunt un fost mare sportiv de performanță. Mesaj venit acum pe WhatsApp. Am practicat handbal, am 43 de ani și nu uit perioada de sportiv. Antrenorul grupei de fete în clasa 12-a erau abuzate de antrenor mai tot timpul. Toți știam de ce făcea antrenorul, dar niciodată nu a avut plângere la poliție din partea fetelor. De ce? Pentru că erau molestate și amenințate mereu. Ia ca-ți răspunsul. Păi, în primul rând, ne întoarcem la educație sexuală. Fetele probabil nu au avut educație sexuală și mai este încă ceva care mi-e groază că ar putea fi adevărat. În continuare, se pare că femeile nu sunt egale cu bărbații. Iată o observație corectă. În țara asta nu sunt. Și asta trebuie să o spunem răspicat. Și emisiunea de astăzi este despre acest raport de forță. Mulțumesc tare mult, Oana. Despre acest raport de forță care de multe ori este răsturnat. Și da, când vă învățați copiii la școală sau când învață copiii la școală despre educație sexuală, învață și cum să facă aceste lucruri și cum să rupă relațiile astea toxice. Pentru că poate unei femei de 37 de ani, care a fost frică sau poate avea nevoie de duhovnicul ei, i-a fost frică să rupă din prima această relație. Hai să vedem dacă mai este Marius. Știu că așteptam mult pe fir să vedem dacă e acolo. Marius, salut! Salut! Mai bine că am putut intra în direct. Mulțumesc pentru răbdare, infinită răbdare. Nu e nicio problemă. Vă vorbește un fost preot ortodox. Am părăsit biserica ortodoxă în urmă cu mulți ani, din motive personale, financiare, deci nu are legătură cu emisiunea. Și trăiesc acum, chiar în lunile astea, o experiență aproximativ similară cu cea a preotului Bisarion, sau cum îl cheamă, pentru că soția mea, dintr-o relație cu preotul ei duhovnic, deci relație gen fică dovnicească preot, s-a ajuns la o inflamare amoroasă și noi suntem în divorț în momentul de față. Preotul încă profesează, eu sunt din Turda, preotul încă profesează în oraș. Am anunțat autoritățile bisericești locale și eu știu, din ce mai știu că cu soția lui sunt aproape la divorț. Deci există cazuri, nu generalizăm, pentru că sunt preoți, într-adevăr, care își fac datoria, dar există cazuri izolate care, uite, ies la lumină din când în când. Deci, soția ta da, divorțează da. De tine și probabil urmează să căsătorească sau să aibă relație mai departe? Nu știu dacă se vor căsători, dar dintr-o relație fiică dovnicească preot, s-a ajuns la divorț, s-a ajuns la lucruri urâte. Deci există cazuri și eu, ca fost preot, știu ce-i spovedania, știu ce înseamnă omul care vine la tine ca și preot cu povară pe suflet, are nevoie de ajutor, dar niciodată nu m-am gândit vreodată că, ca și preot, adevărat, te poți gândi să ajungi la altceva. În cazul preotului de la București, cred că, virgulă, culpa e comună. Adică în atare situații, cred că și de ce? Doamna respectivă și preotul au greșit fiecare, nu știu, s-au lăsat, nu știu, inflamați de... Dar am... Nu știu, da. Voi, la școală, cum sunteți învățați să nu treceți barierele astea, să respectați canoanele, că de-a lungul existenței bisericii, care e milenială, probabil că astfel de cazuri s-au mai întâmplat. Nu e o noutate pentru biserică să ajungă în situații din astea. Probabil că există un set de învățături, de sfaturi, de lucruri, de... Știu eu. Cum se tratează? Ce vă spune la seminar? Ce vă spunea? La seminar... Asta depinde de la dirigintele care le-ai, de la preoții cu care intri în contact, duhovnicii.
nu există ceva tipic, ceva, cum să spun, ceva... Nu există teorie, o învățătură să spună, uite, s-ar putea precisă să fiți în situația asta, s-ar putea să te îndrăgostești de o... Nu, nu, asta personal nu mi s-a spus, nu? N-am auzit să... Nu, nu. Ce interesant, da? Pentru că în scaunul spovedanie, tu ca preot, noi nici nu ne-am gândit vreodată că te poți, nici prin cap ne-am trecut vreodată că te poți îndrăgosti în scaunul spovedanie ca preot, fiindcă tu acolo trebuie să fii concentrat la cu totul altceva decât la probleme de amor. Pentru mine e o surpriză că astfel de lucruri nu se învață sau că nu există un tip de etică, dar există obiectul etică, adică se vorbește despre etică. În... Se vorbește, da. Și se exemplifică unde se încalcă etica, unde pot apărea ispitele? Domnul Cătălin, am terminat seminarul în 1995, deci prima promoție după Revoluție. Încă erau lucrurile, încă am prins vremuri nu atât de emancipate, hai să spunem, ca și acum. Și nu se punea problema atunci. Nu știam, eram la vârsta la care nici nu mă gândeam la așa ceva. E adevărat. Asta înseamnă că suntem cam de seamă și recunosc că în generația noastră nu a fost nimeni să ne învețe lucrurile astea. Da. Fiecare adevărat. Pe parcurs a căpătat câte ceva. Îmi pare rău de întâmplarea ta și de căsnicia ta. Sper să... Ideea e că nu trebuie generalizat. Asta vreau să spun. Nu trebuie generalizat. Există cazuri izolate, sunt convins, dar există. Da. Și cunosc preoții care îi cunosc și în jurul meu, în oraș, în zonă, mare majoritate sunt oameni care își fac datoria și care... Dar nu trebuie aruncat cu noroi în Biserica Ortodoxă, în momente de față pentru asta și, repet, culpa în speța ăsta e comună, după părerea mea e comună. Da, a greșit aici, și doamna, știi, dar a greșit și preotul. Mulțumesc tare mult pentru mesajul tău. Eu a trebuit să plec pe drumuri europene din același motiv, în 2003. Am stat 22 de ani liniștită cât am avut directoră femeie. În momentul în care a venit ca director un nou director, au început problemele mele. După 25 de ani ca de senatoare, am ajuns să mă fac badantă. Am suferit ca un câine. Acum, după 32 de ani de contribuții, pentru că am făcut prostia să mai contribui și afară timp de 7 ani cu 50 de euro pe lună, abia am o pensie de 1000 de euro. Avem un mesaj audio? Ia, hai să-l auzim. Ioa, numele meu este Viorica, eu sunt medic dermatovenerolog și eu văd partea bolilor cu transmitere sexuală și tare mult mi-aș dori ca în școli copiii, adolescenții să învețe la aceste ore de educație sexuală și cum să se protejeze și cum să nu fie abuzați și așa mai departe. Și am în intenție, doar că nu știu unde, cum și în ce fel aș face voluntariat într-un liceu, în două, în cât este nevoie, sau școli generale, pentru a le povesti copiilor ce se întâmplă, cum se întâmplă și ce au de făcut ca să nu ajungă pacienții noștri foarte, foarte, foarte devreme cum se întâmplă. Mulțumesc tare mult pentru mesajul ăsta. Și asta trebuie învățat, mai ales în lumea de astăzi. Ionuț, salutare! O să pui concluziile acestei emisiuni. Bună ziua! Te ascultăm. Domnul Cătălin, eu vreau să vă relatez un caz care s-a întâmplat în familia mea în urmă cu 40 de ani. Vis-a-vis de ce spunea un antevorbitor preot în emisiunea noastră, ca să nu aruncăm cu noroi în Biserica Ortodoxă. Poate că da, în biserică ca doctrină nu, dar în cei care o slujesc, părerea mea, în toți, sunt sub orice critică. De ce vă spun lucrul ăsta? Sunt oameni extraordinari. Vărul meu, așa, acum 40 de ani, era slăbuț la carte și tatăl lui, care era frate cu tatăl meu, a zis, dom'le, unde îl ducem? Ce facem cu ăsta? Că...
și s-au gândit să îl facă preot. Povestea este că n-avea nici glas, n-avea har, n-avea nimic. Și atunci au zis să ne interesăm cine poate să-l ajute totul să ajungă preot, că oricum să nu spui că de altceva nu e în stare. Că a dat mită sau lucruri de astea și a ajuns preot. Amândoi, și tata al meu și fratele lui, s-au dus la uzina de autoturisme la momentul acela, au cumpărat o Dacia 1100 pe care au parcat-o în curtea capului bisericii din România. Am înțeles. Bun, dar dincolo de asta, am mai auzit de astfel de practici și tot nu generalizez. Sunt convins că în România sunt preoți cu har. Vărul tău, așa slăbuț cum era, e un preot bun, e un preot rău, e un preot, de care preot e el? Are parohie și atâta tot. Așa, și e un om care și-a greșit cariera, nu-și caută drumul, sau... Nu e vorba de a-și nu-și găsi drumul sau greși cariera. Povestea e cum ajungi acolo, în acea poveste că... Crezi că toți ajung așa? Păi da, dar nu vă supărați. Lozul e prea mare. Am să-i dai patriarhului o mașină... Acuzația dumneavoastră e... Acuzația dumneavoastră urcă până la ceruri și tare mi-e greu să cred că patriarhului... care și patriarhilor de acum 40 de ani sau cine o fi fost, poți să le dai nu, ceva la ce nivel de bogăție. N-are rost, da. Să știți că n-am intrat aici să denigrez pe nimeni. Da, asta mă și aștept. Am intrat să spun un lucru care mi s-a întâmplat în familia mea. Sunt convins de asta, sunt convins, dar ce faci tu în momentul acesta este de a trage o concluzie generală pe baza unei întâmplări care ați trăit-o voi și pe care nu o contesc. E posibil să fie adevărată. Și eu la rândul meu am auzit de cazuri și eu la rândul meu am văzut corupție acolo. Și știu că este o zonă lovită de corupție și știu că sunt abuzuri. Dar... Nu pot să zic la modul general că această instituție este ceea ce încerci tu să spui, adică este chintesența corupției. Dacă luăm 10 preoți și ne uităm în fața caselor lor, că niciunul nu prea stă la bloc, așa. O să vedem numai lemeuri și meleuri și mașini pe care nici nu le poți visa. Da. Chiar nu vă spune nimic lucrul ăsta? Ba da, îmi spune foarte multe și mulțumesc tare mult pentru concluzie, dar nu știu dacă statistica emusă e cea mai corectă, nu știu dacă toți preoții au LM-uri sau ML-uri, cum să numesc ele, habar n-am, am văzut și preoți săraci, vai mama lor, la țară, am văzut și preoți care muncesc de lăsar capacele, am văzut și preoți care umblă cu joarsă de mașină și tot își fac treaba. Nu știu dacă e bine să trăim în mituri. Și astăzi nu v-am invitat să judecați Biserica Ortodoxă. Dacă vreți, facem o emisiune separată despre asta. Adică ați văzut că oricum aici e tot judecată. Ci v-am invitat să aveți curaj și să spuneți lucruri despre relațiile dintre bărbați și femei și mai ales cum să ne păzim de astfel de întâmplări. Am o concluzie care se desprinde din ceea ce ați spus. România progresează. România se face bine. Oamenii au început să vorbească. E mult mai greu astăzi să rămâi nedescoperit dacă ești un prădător de natura asta. Cred și sper că acest proces va face lumină. Dar pentru toți cei care se află în astfel de situații, aveți curaj și vorbiți. Această femeie a ieșit la lumină, a spus ce are de spus, va fi judecat. O altă femeie care muncea ca femeie de serviciu și-a câștigat dreptatea la o curte europeană, o procuroare a ajutat o tânără să își învingă tatăl abuzator, deci sunt oameni destui pe care să vă sprijiniți și aici și în altă parte. Tot ce trebuie să facem este să avem educație și curaj. Vă mulțumesc pentru România în direct de astăzi, eu sunt Cătălin Striblea, spor la treabă! Participă și tu, România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.